Bun găsit, doamnelor și domnilor, dialogul incomod într-o zi de duminică. Am hotărât să ne ocupăm doar de două subiecte, dar extrem de importante pentru opinia publică. Am putea titra o emisiune de interes public. Primul subiect se va referi la țeapa de pe internet, țeapa din online. Și aici o să vorbim despre o firmă fantom producătoare de mobilă și despre oameni escroci care iau banii de avans și apoi duși au fost. Mobila nu o să se mai vadă niciodată. Zeci de bucureșteni sunt țepuiți în ultimele luni de către o firmă care își face reclamă pe rețelele de socializare, dar și pe site-uri de vânzări specialitate. Firma se numește Design Mob. Am căutat-o și noi pe internet. Apare un Design Mob acolo, dar la numere de contact nu se poate acceza pagina. E bine, această firmă fantomă pretinde că realizează mobilă la comandă, o țeapă de 10.000 de euro. Vom discuta despre acest lucru. Al doilea subiect mi se pare extrem de interesant. Ghinionul face ca un român întors de sărbători din Germania să moară într-un magazin, într-un hipermarket la Craiova. El era în drum către Gorj, de acolo de unde provenea. Ei bine, doamnelor și domnilor, un angajat al unui magazin a manevrat niște paleți cu motostivuitorul. Paleții au căzut peste om și omul a murit pe loc. Ce s-a întâmplat mai apoi și cine încearcă să ascundă toată această poveste, să o pună sub plapuma de pe țambal, tot în această emisiune. Haideți să începem cu mobila, pentru că este extrem de interesant. Alături de mine în studio este Lavrin Covaci, avocat, bun găsit domnule Covaci. Bună ziua. Și jurnalistul de investigații Dan Bucura, bun găsit Dan Bucura. Bună ziua. Povestea este simplă, zeci de bucureșteni mușcă din ofertele găsite pe site-uri de specialitate, cu servicii și așa mai departe, sau de pe Facebook. Facem mobilă la comandă cu discounturi generoase. Vă spun cum e modul de operare până la urmă. Ei bine, la un moment dat se prezintă un anumit domn și avem și numărul de telefon, avem și datele de identificare a acestuia, domnul Daniel Palaghiu, da? O să vorbim și o să sunăm și l-am contactat oricum pe domnia sa. Se prezintă și face măsurători. Totul e plin de bune intenții, ia banii de avans atunci, în momentul acela sau foarte repede, și apoi dus a fost zecile de păgubiți și cu bani serioși, pentru că fiecare dă 500 până la 1000 de euro avans pentru piese de mobilier făcute la comandă. Zecile de păgubiți pur și simplu sunt stupefiați de ceea ce li se întâmplă, dar în același timp, doamnelor și domnilor, sunt și timorați, pentru că domnul acesta se pare că a ispășit o condamnare pentru tâlhărie și probabil știe toate șmecherile prin care să pună presiune. Înainte de asta am să le prezint și invitați-vă și dumneavoastră câteva mărturii ale persoanelor țepuite de, mă rog, reprezentanții acelei firme. Haideți, regia! Aceștia se joacă cumva în duet, pentru că alături de cel pe care l-am menționat în speță, există și soția sa care semnează pe anumite acte. E bine, domnilor și domnilor, și regia, am să vă rog să-l contactați, avem numărul de telefon. Bună ziua, domnule Palaghiu! Bună ziua, domnul Palaghiu! Sunteți în direct cu noi! Bună ziua, am onoarea! Bună ziua! Ne-a închis? Ne-a închis. Bun. E, da. N-ați dat avansul. Mihaela, te rog frumos. N-ați dat avansul. Păi nu, vreau să fac și eu comandă la mobilă. Ei bine, oamenii se recomandă de la o firmă care sună așa, Design Mob, și la care pagina de internet nu mai permite niciun fel de contact. Dincolo de asta, toate facturile pe care oamenii aceștia le eliberează, noi l-am contactat pe om, uite, era în linie și nu n-am mai vrut să vorbească cu noi, facturile vin pe altă firmă care se numește Noes, de la Arcalo Noe Food SRL, care face mobilă. Iar oamenii ăștia, țepuiții, pentru că despre ăștia vorbim, oamenii țepuiții, pe lângă faptul că și-au făcut un grup pe Facebook în care au vorbit despre asta, pur și simplu sunt timorați de faptul, că acest domn ar putea să vină asupra lor cu tot felul de amenințări. Sunt zeci de plângeri la poliție, și o să intrăm în caz, zeci de plângeri la poliție, dar și la autoritățile statului, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor,
consumatorilor, la, mă rog, toți cei care ar putea lua măsuri. Din nefericire, nimeni nu face nimic. Și acum, doar atât vreau să vă mai arăt, pentru că ne-am făcut datoria și tot, noi tot am sunat la familia Palaghiu. Avem și ne-au trimis oamenii până și copiile după cărțile lor de identitate, ca să știm despre ce este vorba, fără a leza, spun, pe ei ca persoană, pentru că acum, știi, spunem așa, presupuși, da? Ei spun că, domnule, știi, de fapt nu cu noi e treabă, ci cu firma, dar firma sunt ei până la urmă. Dincolo de asta, este o țeapă la modă și tot mai mulți bucureșteni își iau țeapa asta. Domnule avocat, e o situație clară, din punctul meu de vedere, de înșelăciune 244 din noul cod penal, pedeapsa prevăzută de lege de la 6 luni la 3 ani. Problema se pune în acest moment legată de materialul probator și anume ce probe au cei care reclamă aceste infracțiuni, că nu, sunt convins că nu reclamă altceva și dacă reclamă alte lucruri, până la urmă, importante sunt infracțiunile, față de modalitatea efectivă de comitere a acestora. Din câte am înțeles, există niște facturi, dar întrebarea mea este cu totul alta. Există și dovezi de achitare cash a acestor sume de bani, și anume chitanțe sau bonuri fiscale? Da. Pentru că doar atunci putem să dovedim, da, că s-a și făcut dat o plată. Păi li s-au dat să face factură de avans, înțelegi? Să face factură de avans și spune așa, îți dăm discount. De o altă firmă am înțeles. Nu pe, nu pe firma Design Mob, nu pe Design Mob, cea care se prezintă, altă firmă, și de aici din start este clar nu știu ce. Și le spune așa, aveți reducere la 10%, că mă rog, ați apelat la serviciile noastre rapid așa, și dacă îmi plătiți cash și acum și repede, mai aveți o reducere de 5%. Adică oamenii se bucură la reducerea de 5% și uite, uite, e captura. Vedeți, se aplică discount de la între 1 și 10% pentru livrarea la 40 de zile, plus 5% la plata avansului numerar. Atenție, în numerar, 15% la suma totală contractată. Astea sunt capturi din conversațiile din pe care păcubiții le-au avut cu persoanele respective. Publicul căruia îi se adresează acestea și a zis oferte încă este suficient de credul, încă nu este suficient de bine educat și nu se gândește că de cele mai multe ori în spatele unor oferte așa zis senzaționale se ascund de cele mai multe ori țepe. Bun, avem și contractul de execuție. Deci totul se face, Dan Bucurac, cu o spoială de asta, așa. Asta deci nu înseamnă că e legal și că nu e infracțiune dacă există un contract și o factură pe o altă firmă. Tot de o infracțiune. Bun, discutăm. Eu trebuie să mai spun așa pentru că trebuie să-mi fac datoria. Eu am vrut să vorbesc cu autoritățile, da? O să sunăm la purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei. L-am invitat și pe directorul executiv de la NPC, pe Paul Anghel aici. A răcit brusc, de azi dimineață s-a gripat. Asta este. Oamenii au făcut tot felul de plângeri, tot felul de petiții la poliție, la NPC și așa mai departe. Stupefiant este că un comisar, un inspector de la NPC, vorbind cu cei, cu cei care au făcut plângerile, a spus, stai că eu l-am găsit pe om și vine să vă dea bani. În 7 zile, în 3 zile, bine, cred că și ei au pus botul la șmecherie. Și noi facem emisiunea asta nu neapărat să îngropăm pe cineva, ci facem emisiunea asta să vă atragem atenția că orice sună prea bine s-ar putea să fie țeapă. Da, îmi bucura. Deci asta e. Mă găsești pe OLX, de exemplu. Hai că îi dau numele site-ului. Sau pe Facebook, mobil la comandă, eu fac ieftin ca braga. Te prostesc că îți dau reduceri importante, dacă îmi dai și numerar, îți strântesc ca să fie totul legal. Vin la tine, fac măsurători frumos, adică cu ruleta, cu chestii, cu zăcoteli, vin la tine acasă și zic, băi, mai ai un 5% reducere dacă îmi plătești în numerar, dar repede, că îți dau și o chitanță acum, iau banii și după aceea caută-mă tu. Am bucurat foarte tare de invitația la emisiunea ta de astăzi când am auzit că vom trata subiectele unor oameni obișnuiți, oamenii necăjiți, oamenii țepuiți, care în loc să fie protejați de autoritățile statului, să-și găsească rezolvarea problemelor, sunt lăsați de izbeliște, ba mai mult poate chiar încurajați să accepte țeapa.
Acum, eu cred că acest caz suscită două aspecte care trebuie, naște două probleme reale care trebuie evidențiate. Unu, ideea de racolat în mediul online. Pentru că de acolo începe această țeapă, eu înțeleg, da? Pe pagină de Facebook, pe site-uri dedicate, cunoscute de comerț online și așa mai departe. Din păcate, o statistică realizată nu de noi românii, că poate era subiectiv, ci de Uniunea Europeană anul trecut, arăta că suntem, deși crește comerțul în mediul online, suntem printre codașii Uniunii Europene, ca să înțelegeți. 18% din români cumpără lucruri de pe internet, comparativ, de exemplu, cu Marea Britanie, unde peste 85-87% din populație achiziționează astfel. De ce? Nu pentru că am fi o populație mai românește îndobitocită sau mai nu știu cum față de ceilalți, dar suntem speriați de genul ăsta de lucruri din mediul online. Iată că oricât de speriați am fi, avem și motive de tipul celui de care vorbim azi. Și al doilea aspect care vreau să-l subliniez este legat de ideea asta de interacționare cu o persoană și de plată cash. Oamenii trebuie să știe, foarte important, și nu știu de ce instituții de tipul OPC sau altele nu explică mult mai abitir povestea asta. Când ți se cer banii cash în relația cu o firmă, pe lângă faptul că, sigur, urmele plății sunt mult mai puțin evidente, că ți se dă o hârtie pe care scrie factură, aia poate să o facă oricine la un calculator, n-ai urma plății, cum e în sistemul bancar. Doi la mână, o bună parte din firme, din companiile care activează și cer banii cash, sunt într-o situație financiară precară, de tipul insolvenței sau chiar falimentului. Și atunci de asta ei nu vor și te tentează cu această reducere, spunându-ți dacă îmi plătești cash, primești 5-10, nu știu cât la sută discount, pentru că ei de fapt nu vor și nu pot să primească banii prin virament bancar, pentru că banii aceia ar fi implicit imediat înhățați de creditori, de stat, bun, de cei care... O doamnă, nu-i dăm numele, pentru că vrea și anume intimitate, a luat cea mai mare țeapă de acest gel, 22.000 de lei, bun găsit, doamnă! Bună ziua! Doamnă, ia spuneți-mi și mie cum de ați reușit să luați țeapa asta, suma mi se pare imensă. Păi e simplu, la recomandarea unui coleg, se pare că el chiar a primit o piesă mică de mobilier de la această persoană. Mi-am cumpărat un apartament și am zis hai să lucrăm totuși prin persoane de genul ăsta, că ești un pic mai ieftin, trebuia oricum personalizată mobila. L-am contactat, este o persoană care îți inspiră extrem de multă încredere, deci chiar la stresurile care ți le ridici tu de-a lungul timpului, că e bine, nu-i bine, el vine în întâmpinare și spune că se gândea și el la început că cum ar putea da alții banii ăștia. Deci, mă rog, am făcut cu el un măsurătoare în toată casa și am hotărât să fac toată mobila, bucătărie, living, dormitor, trei dressing-uri cu el. A rămas că dacă plătim numerar, dacă așteptăm 40 de zile. Deci aveau trei condiții, ne dădeau un discount total de 18%. Trei pentru care am plătit cash, 70% avans. La o lună de zile ne-a spus că lucrează cu un furnizor de electrocasnice. Dacă ne interesează, deci nu a plusat cu nimic, că putem și noi să beneficiem de un mic discount, în cazul meu a fost 12%, și am comandat și electrocasnicele, unde au mai fost restul banilor. După care au trecut zilele, am zis că e vară, că are probleme cu furnizorii, că nu mai au să schimba conducerea, diverse scuze, până când la un moment dat ne-am dat seama că asta e. Am făcut plângere la protecția consumatorului, m-au sunat, mi-au zis că de unde l-am găsit, le-am zis că nu l-am căutat pe vreun site de infractori în niciun caz, că ei nu reușesc să dea de el, că la sediul ăla nu e nimeni. I-am zis, zic, sunt colegi făguriți care au dat de el undeva la un atelier, nu știu zona exact. Zic, puteți să vedeți, să-i căutați. N-am răspuns de la protecție oficial, deci n-am primit nimic. Am apelat la un avocat, am trimis notificare prin executor judecătoresc pe numele lui, pe numele administratorei și la sediul firmei. Pe, cum îl cheamă, doamnă? Pe el? Da. Daniel Palaghiu. Aveți televizor pe aproape?
Nu, sunt pe stradă. Sunteți pe stradă, bun. Vreau să știu dacă e persoana din ecran. Mă rog, vă ascult. Bun, și n-ați primit nimic, nici de la ANPC, nici de la... Vă rog. Nu, ANPC-ul nu mi-a dat nimic, iar în urma notificării care am făcut-o prin avocat, a rămas la fel. Nimic de înțeles, nu s-a întâmplat nimic. Eu chiar n-am primit, alții au mai primit cât de cât din ce am înțeles, o parte din comenzi. Doamne, eu n-am da. De la omul ăsta nimic. Dumneavoastră da. Ați vorbit numai cu el sau ați vorbit și cu soția lui? Niciodată nu am putut să iau legătura cu nimeni altcineva. Mi-am manifestat dorința că aici că o să ne întâlnim cu directoarea, că tot felul de nume se perindeau, că de dădea niște mail-uri în care aia era singura cale de comunicare, adresa aceea de mail și telefonul, două numere de telefon ale lui, unde răspundea sau nu răspundea uneori. Ne-a răspuns și nouă, dacă și-a dat seama cu cine vorbește, a închis imediat. Bun. Doamna, deci n-ați primit răspuns de la ANPC, de la instituția statului? Eu oficial nu am primit. Oficial? O hârtie oficială? Nu, nu, absolut nimic. Iar acum urmează tot la sfatul avocatului să depun luni la parchetul de pe lângă, de la sectorul 3, în judecătoria sectorului 3 sau poliția sectorului da. 3 să... Bun. Să pot face și formație. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, a spus crucea la Bania. Mulțumesc frumos, numai bine. Revenim la caz, a ieșit Dragnea că e scandal în coaliția PSD-ALDE. Știți că avem investitură de miniștri. Dragnea a ieșit de la discuții în coaliția PSD-ALDE. S-a discutat despre o regândire a programului de guvernare în contextul în care avem un guvern nou care trece prin convinții mâine și probabil va fi marți votat în plenul Parlamentului. Mai multe în buletinul de știri de aici, de pe B1 TV. Revenim la cazul nostru cu țepuiții de la mobilă, doamnelor și domnilor. Și stimați invitați, ați ascultat femeia care a luat cea mai mare țeapă, undeva 5.000 de euro, dar nu vorbim despre asta, adică oamenii ăștia în continuare nu vor să intre. Nu i-am mai găsit, culmea, pe capturile, touchscreen-urile astea de la oameni, că au mai reușit să vorbească cu ei, niște numere de telefon la care evident nu răspunde nimeni și de fiecare dată amânarea în sensul las că venim noi cu mobila e dată de altcineva, ba de soția acelui domn, ba de un director de producție, dar la telefon la acela nu răspunde absolut nimeni. Vă rog, e bine avocat. Să spunem celor care se uită în acest moment la televizor, telespectatorilor care sunt și consumatori și de cele mai multe ori nu au pregătire juridică, că în momentul în care discutăm de o sumă, cum a fost la doamna respectivă, de 22.000 de lei, plata unei asemenea sume cash înseamnă pentru orice societate comercială, pentru orice agent economic, înseamnă o contravenție. Pentru că orice plată mai mare de 5.000 de lei pe zi sau fracționarea unei facturi mai mari de 5.000 de lei în mai multe plăți, în așa fel încât să dea aparența unor plăți legale, înseamnă contravenție. Deci din start, ceea ce spunea și colegul de platou, domnul Bucura, în momentul în care cineva cere să plătești cash asemenea sume de bani, trebuie să se nască o întrebare legitimă, o întrebare firească, de ce are nevoie societatea respectivă să primească acei bani cash în numerar? De ce să nu-i primească într-un cont? Așa e atrage, că... asta e șmecheria probabil învățată la școala vieții de în Bucura, da? Deci vii și spui așa, bă, îți fac un discount de 10%, și mai ai un discount de 5% dacă îmi plătești mie acum numerarea de asta. De ce să dea o societate discount pentru cash? Pentru că e același lucru. În teorie, la suma respectivă, fie că o primește cash, fie că o primește numerar, tot aceeași impozite și taxele plătești. Nu, da. Mai am o nelămurire. Zeci de plângeri la Poliția Capitalei, de bine de rău cum am dat noi de persoana respectivă și n-a vrut să vorbească despre caz, pot da și polițiștii și au și metode specifice, da? Deci e foarte ușor zeci de plângeri, plângeri la autorități și vin niște, niște chestii halucinante. Hai arată, Mihaela, hai să arătăm la oameni cum vine înapoi de la... ANPC, cum vine de înapoi, răspuns de la ANPC. Acum n-am nimic cu această instituție, sunt niște oameni acolo care, mă rog, lucrează așa cum trebuie. Dar vine răspuns de la ANPC ceva de genul, bă, știți, referitor la reclamația dumneavoastră înregistrată cu numărul 28096 din 4 a 10 a 2017,
Vă informăm că operatorul economic dorește stingerea reclamației pe calea amiabilă și vă restituie suma în două tranșe. Cu respect, domnul comisar șef adjunct Mirel Mihăiță Benghe. Și oamenii n-au văzut bani niciodată. Îmi imaginez ce, unde ar evolua cu ghilimele societatea românească dacă vom merge pe același algoritm și în ideea primirii de la poliție, de exemplu, de la secția unde face o reclamație, distinse domn, infractorul care v-a furat portofelul în autobuzul 311 dorește să vi-l dea înapoi pentru rezolvarea amiabilă a acestei probleme. În sensul ăsta ar urma să evoluăm. Adică aici niște oameni au fost excrocați. Fapta este foarte clară. Infracțiune, cod penal, tot ce vreți. Iar o instituție a statului român, chiar dacă nu are atribuții în domeniul penalului, că trebuie să spunem și asta, OPC-ul este un soi de arbitru comercial. Dar nu ai voie să spui că l-a găsit ăsta, comisarul ăsta. Dar acesta, presupunem că a vorbit cu omul, cu da? Siguranță. Și ăla a spus: "Bă, uite, asta vreau să subliniez." Deci un oficial al statului român s-a întâlnit cu un infractor. Bună ziua, domnule infractor. Mai ce facem? Doamnă, cum o rezolvăm? A luat o țeapă de numai comparativ cu suma vehiculată ceva mai devreme, de numai 4200 de ron. Bun găsit, doamnă. Alo, bună ziua. Să rămână, doamnă, să rămână. E aceeași persoană despre care vorbim? Dacă vorbim despre... Pot să-i dau numele? Da, sigur, dați numele. Dacă ce? Vorbim despre domnul Daniel Palaghiu, da. Atunci doamnă, despre... vreau să vă întreb... Sunteți pe lângă televizor ca să și confirmăm. Nu. Nici dumneavoastră, nu. Bun. Dar e vorba de firma aia, să recomanda... Nu, e... De la Design Move și a eliberat facturi pe Noise Food SRL. Aia, nu? Da. Bun, da. În regulă. Deci este domnul pe care l-am contactat și noi. Așa, doamnă, spuneți-ne pe scurt ce ați pățit dumneavoastră. Am semnat cu dânsi un contract la jumătatea lunii august, apoi un al doilea și un al treilea la jumătatea lunii septembrie pentru a contracta 3 piese de mobilier, o mobilă de bucătărie, un dressing și o masă de tip bar. Trebuiau să vină produsele undeva la sfârșitul lunii septembrie, prima bucătăria, pentru că am acceptat să aștept 40 de zile pentru a-mi fi livrate produsele și pentru că am așteptat primeam o reducere de 5%, cred. Iar pentru faptul că plăteam 50% avans, mai primeam încă o reducere de 10%. Deci în total... Și ați fost încântată și ați dat banii. Bun, ce ați făcut după aceea, când ați văzut că nu vine mobila? După amânări pe care le-am înțeles, undeva la aproape o lună de zile, amânări pe care le-am înțeles, pentru că tot spunea că a avut probleme, că i-a murit socru, că a murit după aceea tatăl tehnicianului, apoi s-a tot felul de pretexte, da? Să înțeleg, da? Și până la urmă am cerut un termen clar de livrare a mobilei, mi s-a dat un termen pe data de 31 octombrie. Pe 31 octombrie n-a mai răspuns nimeni la telefon, mi-a spus că a avut ceva, nu știu, un accident, o chestie de genul ăsta și că își cere mii de scuze, că va livra pe data de 6 noiembrie. Pe data de 6 noiembrie din nou nu se răspunde, nu vine nimeni la mine acasă, îmi spune că are probleme cu furnizorul. Da. Doamne, spuneți-mi, apoi... ați făcut reclamații la autoritățile statului? Da, am făcut la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 3, pentru că dânsul, buletinul dânsului înregistrat pe sectorul 3 și acolo m-au sfătuit autoritățile să merg să fac. Așa, și ce ați primit răspuns? Și unde ați mai făcut? Și la ANPC. Ce ați primit răspuns? La ANPC nimic. Da. Iar la cei de la judecătorie nimic, am încercat eu să sun și mi-a spus doamna de acolo că să nu mai insist, că atunci când va fi nevoie se va lua legătura cu mine. Mulțumesc, doamna. Zi frumoasă, încă o țeapă de 8.000 de lei, același modus operandi, același personaje. Bun găsit! Bună ziua! Alo, m-auziți? Da, bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Același mod de operare, da? Factură, avans, măsurători, promisiuni, căutat mai apoi de negăsit, da? Da, foarte corect. Bun, dar spuneți-mi, dumneavoastră, ați făcut plângere undeva? Este plângere făcută la ANPC, am primit răspuns. Ați primit răspuns? Care era? Mi s-a spus că este nesoluționabilă, că operatorul dorește soluționarea în instanță. Ha, ca un template, un formular în calculator. Deci și nu-ți vine să crezi. Bun, și ce ați făcut? Fiecare... Ați spus cruce la bani. Ați reușit să-l găsiți pe Daniel, pe domnul Daniel ăsta? Păi dumneavoastră, dacă ați fi în locul meu și l-ați găsit, ce ați face?
Sincer, n-am voie să spun la televizor, dar aș face. Noi am făcut o sesizare la NPC și o sesizare la poliție. Amândouă nesoluționate până acum. Nici poliția nu v-a dat niciun fel de explicație? Absolut nimic. Ceea ce mă frapează pe mine este faptul că există mai multe solicitări la poliție. Noi am mers direct la parchet de altfel și până acum nu am primit absolut niciun răspuns. Am văzut că sunt zeci de plângeri. Dar vreau să vă spun ceva, stimate domn, și bă, eu emisiunea asta nu o fac pentru dumneavoastră. Trebuie să puneți cruce la bancă, nu-i mai vedeți. Să fiți realist. Dar o fac pentru cei care ar putea să se lase pradă de acum încolo unor astfel de oferte și de excroci, să știți. Da, există un motiv foarte, foarte clar pentru care am și acceptat să intru în emisie. Mai devreme spuneați că omul ăsta țepuiește pe fraieri. Realitatea este că niciunul dintre oamenii pe care i-ați țepuit până acum nu sunt tocmai fraieri. Realitatea este că dacă l-ați cunoaște pe acest individ, individul acesta este un... E un fel de a spune, înțelegeți? E un fel de a spune. Escroci între ei vorbesc despre prada lor, fraierul. Gâsca, și așa mai departe. Ce voiam să subliniez, pentru că este foarte important în toată povestea aceasta, este faptul că omul acesta, dacă l-ați cunoaște, va lăsa impresia unui reprezentant de seamă al unei înalte societăți de fabricat mobilă. Dacă l-ați cunoaște și l-ați vedea frumos aranjat, cu ochelari, frezat, cu bărbița tunsă, cu cămășuță, sacou și pantofiori și două telefoane în mână, e clar, nu deci v-ați imagina... Premizie de seriozitate, am înțeles. Bine, el este efectiv un pușcăriaș cu acte în regulă, care trage țepe tuturor și pe care îi convinge și am, mai multe persoane chiar mi-au spus că o capacitate mai mare ca a lui de a convinge omul de cele mai bune intenții nu a mai văzut la nimeni. Am înțeles. Bun. Este... Vă mulțumesc frumos. Trebuie să iau publicitate. Îmi cer scuze că mai am un caz și trebuie să iau publicitate. Atenție la prea frumoasele oferte de pe internet. După publicitate vorbim de cazul românului care a murit la Selgos, Craiova. Ce s-a întâmplat acolo și cine pune Batista pe țambal, lămurim imediat. E important. Am revenit al doilea caz. Știrea a sunat cam așa pe 21 decembrie 2017. Un bărbat de 52 de ani din orașul Motru a murit miercuri la Craiova după ce a suferit un accident la hipermarketul Selgros. Raul Ciobanu se afla la cumpărături când un palet încărcat cu telefoane mobile și tablete i-a căzut în cap din cauza că un angajat al magazinului a manevrat greșit un motostivuitor. Omul a murit și o întreagă tragedie. Toată lumea a spus în momentul acela că va face o anchetă și va rezolva lucruri. Ei bine, doamnelor și domnilor, vă spun că nu s-a rezolvat aproape nimic. La telefon este purtătorul de cuvânt al companiei Selgros Cash & Carry, Antoaneta Galeș. Bun găsit, doamna Galeș! Bună ziua! Doamna Galeș, reprezentați compania, iar accidentul din nefericire a avut loc la unul din hipermarketurile dumneavoastră. Vreau să știu ce măsuri ați luat de atunci până acum. A trecut mai bine de o lună. În primul rând, aș dori să-mi exprim încă o dată regretul pentru accidentul tragic care s-a produs în magazinul nostru din Craiova în 27 decembrie. Ce am făcut noi a fost, în primul rând, să arătăm deschidere totală față de autorități și să cooperăm cu acestea pentru desfășurarea tuturor anchetelor. Ancheta penală este încă în desfășurare. Da, deci, doamna, o anchetă internă, spuneați că este încă în desfășurare? Am spus de ancheta penală. Dar o anchetă internă nu ați făcut? Sigur că da, am demarat și o anchetă internă. Și care sunt concluziile acesteia? Ancheta internă nu s-a încheiat. Doamna Galeș, Dan Bucura, jurnalist de investigație, o să vă deranjez și eu cu două întrebări, dacă îmi permiteți. Unul la mână. Ceea ce e inițial la cald atunci în zilele acelea ale tragediei părea doar un zvon, s-a confirmat și de către sursele noastre și pe linia familiei decedatului și așa mai departe. Aș vrea să-mi confirmați dacă și pe linia anchetei interne de care vorbiți, cel care a omorât acel om din greșeală nu deținea în cadrul companiei dumneavoastră documente legale și necesare pentru mânuirea acelui aparat, acelui motostivuitor. Este adevărat sau nu poziția oficială a companiei? Și a doua întrebare, ca să nu vă mai țin și să intervin. Este adevărat că de la momentul tragediei până pe 25 ianuarie anul acesta, directorul Selgros Craiova, domnul Petrică Ciorecan, a fost în concediu de odihnă sau ce concediu a fost
și nu a fost prezent în magazin? Răspunsul la prima întrebare, colegul care se afla la conducerea motostivuitorului absolvise un curs de motostivuitor, are o adeverință de absolvire a acestui curs, este adevărat că nu a susținut examenul. Anchetele care au fost desfășurate de către ITM și de către ISCIR, în urma acestor anchete am primit și o amendă pentru manevrarea sau utilizarea echipamentului de către o persoană neautorizată. Dar cine se face responsabil de faptul că o persoană neautorizată manevrează un astfel de echipament în cazul acelui magazin? Directorul, șeful de tură, cine? Consider că ancheta penală va stabili corect toți vinovații. Doamna Daleș, completez atunci că informația noastră vine să întărească cele spuse mai devreme. Eu, Dan Bucura, dacă aș face școala de șoferi, dar nu aș lua, n-aș susține examenul pentru permisul auto și aș ieși cu mașina pe stradă și aș omorâ un om, credeți că aș face pușcărie? Sau orice român în țara asta? Să știți că nu v-am auzit, este foarte slabă transmisia. Doamna, dacă nu are diploma necesară, ce a căutat ăla pe motostivuitor? Și cine se face responsabil că l-a lăsat să meargă cu motostivuitorul prin magazin? Examenul nu s-a desfășurat încă. Că a fost, fost director în concediu. Păi are importanță, că nu este ca și când ar fi picat examenul. Aoleu, doamna Doamne, ca și cum aș face, repet, ca și cum eu aș face școala de șoferi, dar n-am luat examenul de permis auto și omor un om cu mașina pe stradă. Ce naiba, glumim. Dar problema ultima, ca să punctăm, că nu mi-ați spus despre domnul director. Perfect responsabilitățile pe care le avem. Doamna, nu mi-ați explicat despre domnul director Petrică Ciorecan, de la managerul care a permis situația asta, din punctul meu de vedere. Este adevărat că a fost până pe 25 luna aceasta în concediu? Și dacă da, confirmați-ne. Și doi, de la centru, managerul general al dumneavoastră, de la, sau eu știu, din Elveția, sau, a luat vreo măsură și împotriva acestui manager care a acceptat ca în bucătăria sa să circule un descreierat cu mașința? Da sau nu, doamnă? Este foarte mult modul în care vă exprimați. I-a murit un om, doamnă, și mi-a să nu spuneți că e foarte mult. Asta e un tupeu obraznic, credeți-mă. Nu puteți să-mi spuneți. Stai să nu ne certăm. Păi nu puteți să spuneți că a murit un om și eu îmi exprim foarte mult. La Vincovaci avocat. În dosarul penal s-a început urmărirea penală? Avem în momentul de față, împotriva persoanei vinovate, există și o atragere cumva a răspunderii civile în calitate de parte responsabilă civilmente a societății angajatoare, ceea ce o reprezentați? Nu știți. Nu. Doamne, da, acum am și eu o întrebare, serios. Eu conduc un magazin la dumneavoastră. Vreau să mă fac corporatist, da? Pe serviciul meu, în magazinul meu, un domn care nu are niciun atestat, că a făcut școala, dar n-are atestatul, a manevrat un motostivuitor, un palet a căzut în capul unui om și l-a omorât. Cine este responsabil? Atât vă întreb, doamna Galeș, e o chestie de bun simț. Mai sunteți la telefon? Sunt la telefon și e grea întrebarea, știu. Consider că suntem noi ca și companie responsabili de situația care s-a creat. Și ce măsuri ați luat, doamna? Asta este întrebarea. Să nu se mai întâmple. Să nu se mai întâmple. Au fost informați toți colegii din magazine despre situație, au fost comunicate foarte clar măsurile disciplinare pe care le vom lua în momentul în care vom observa aceste situații. Doamna Galeș, de ce măsuri disciplinare de acum încolo? Angajatul respectiv mai lucrează, mai este angajat sau nu? Mai poate să manevreze sau nu utilaje în momentul de față? Angajatul are posibilitatea lucrează, fizică? Lucrează într-un
într-un alt raion al magazinului unde sub nicio formă nu mai manevrează. Și managerul, doamna Gale, și managerul din punctul meu de vedere, ca om, vă întreb, ca să nu mai spuneți că da, s-a sau nu 10 ca om, are vreo culpă morală lăsând un om fără o atestat sau cum vreți să numiți dumneavoastră doamna să facă acele manevre? Răspuns scurt că din punctul meu de vedere, uman. Consider că suntem cu toții în aceeași culpă morală. Adică și dumneavoastră ca și managerul. Mulțumesc. Eu, da, da, exact. Da, da, mulțumim, eu, mulțumim. O să mai discutăm, doamna Galeș. Mulțumim. Știrile de unul TV imediat cu Georgia Semionovici. Mortul e vinovat ca de obicei în țara asta. Ne vedem mâine la 11. Toate bune.